După mai multe notificări primite din partea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, câțiva consilieri din raionul Sângerei se arată nemulțumiți de activitatea acestuia. Potrivit alesului local Oleg Cernei, Cancelaria de Stat a devenit o bâtă politică, iar reprezentanții acestei instituții nu își onorează responsabilitățile. Reprezentant guvernul rapice, nu s-a mai interesat, la început s-a dus. Pe care așa se vede cum lucrează de fapt Cancelaria de Stat, care trebuia să fie aici, să vecheze la legalitatea deciziei. O stimați în fața Cancelarii. Când faceți notificări la proiect, la decizii de adoptare de Consiliu, vă rog să citiți atent ce se votează în Consiliu. În replică, șeful adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a declarat că instituția pe care o reprezintă urmărește minuțios orice proiect de decizie votat în cadrul Consiliului și semnalizează prin notificări doar încălcările. Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a fost acuzat nefondat, precum că este o bâtă politică și că vine cu notificări abuzive asupra deciziilor adoptate către Consiliul. Oficiul Teritorial verifică legalitatea tuturor actelor emise și, conform legii, în cazul în care constată că un act este ilegal, notifică această instituție, prin care solicită fie modificarea actului, fie abrogarea acestuia. În cazul în care instituția nu se conformează conform notificării, înseamnă că mergem în instanța judecată și deja instanța judecată decide cine are dreptate. Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a fost instituită în anul 1990.